Salutare! Avem ora 21, adică 9 seara. Sunt la București, în drumul taberei. Și constat că lumea s-a împărțit în două. Publicul pe care îl urmăresc eu. Acum constat că îmi dispare firul pentru că am pus un filtru de pe Skype. Constat că lumea s-a împărțit în două. Jumătate serbează, dacă-s basarabeni ca mine, serbează ajunul anului nou în stil vechi, pe stil vechi. Și primesc curători, mâine dimineață vor primi semănători. Sau alții, dacă sunt de dincoace de Prut sau din Occident, stau cu ochii pe ce se întâmplă la Washington, în Statele Unite, unde se pare că președintele Donald Trump, încă președinte în exercițiu, dar care a pierdut alegerile, e pe cale să fie singurul președinte american care va avea al doilea impeachment, adică al doilea vot în Parlament despre suspendarea împuternicirilor sau încetarea mandatului. Chiar dacă mandatul lui mai are 7 zile și el a admis că a pierdut alegerile, în sens că zice, nu, n-am pierdut alegerile, dar sunt de acord cu ce a zis majoritatea, ce au zis instituțiile de stat și că voi transmite funcția asta lui Joe Biden pe 20 ianuarie la ora 12. Totuși, e acuzat de incitare la violență, la rebeliune. Și iată, nu mi-am amintesc prima dată pentru ce a fost impeachment-ul, dar acum e a doua oară și e acuzat de asta și e foarte posibil să voteze pentru asta chiar și colegii lui din Partidul Republican, pentru care a candidat și a obținut acest mandat acum 4 ani și anul trecut în noiembrie, dar de data asta a pierdut alegerile și el e acuzat că nu recunoaște pierderea și că trâmbițează în gura mare, mai ales pe internet, că i-ar fi fost furat votul fără ca să prezinte probe, motiv pentru care, pentru manipulare, pentru incitare la violență și la nesupunere civică, conturile lui pe Twitter, Facebook și Instagram au fost blocate definitiv. Și el acum vorbește prin intermediari, prin subalterni, prin prietenii lui încă fideli, pentru că ziceam unii dintre republicani deja s-au întors de la el, pentru că îl consideră urea că deliu dus cu Pluta. Sau a creat, se spune că a creat chiar rețele sociale proprii. Donald sau nu știu cum se cheamă ele. S-ar putea ca mulți dintre conservatorii, radicalii ca el, să aleagă să meargă pe acele rețele sociale, de parcă nu erau destui pe Facebook, pe Twitter, pe YouTube, Instagram sau pe rețele din astea controversate ca Odnoklassniki sau Contacte, unde discursul de ură, incitarea la violență nu sunt pedepsite, nu au fost niciodată și acolo se acceptă chiar și pirateria, filme furate, piratate, emisiuni TV, poți să le găsești și acum pe Contacte. Mai rău, chiar pe Odnoklassniki am avut un cont care mi-a fost furat și eu am prezentat buletinul, dovadă că eu sunt acela și nu am putut să restabilesc, adică n-am putut să demonstrez că acela e contul care mi-e parține mie și de aceea am renunțat. De atunci nu mai am cont pe Odnoklassniki, iar pe Contacte, chiar dacă am cont, nu prea îl folosesc și nu prea desfășor activitatea acolo. În contextul ăsta mă gândesc să vă provoc să discutăm despre libertatea de exprimare și limitele ei, despre responsabilitatea de a vorbi public, mai ales când ești persoană influentă, influencer, când ești politician, când ești demnitar ales al poporului,
având în vedere că cuvintele tale pot au un impact foarte mare și pot fi interpretate în fel și chip. Dacă vreți să participați și voi cu mine în discuție, vă îndemn să scrieți text cu comentarii sau chiar să intrați cu mine în direct urmând linkul mai jos din descriere de aici de pe Facebook. Eu fac asta în mod, cum să zic, de test, în premieră, pe o platformă oferită de Skype. Dar nu e necesar să aveți Skype instalat pe device-ul vostru. Doar apăsați pe acel link și încercați să intrați. Și o să vedem cum funcționează treaba. Deocamdată transmit asta pe Facebook, pe pagina mea de Facebook și acum o să încerc să-l transmit și pe profilul meu de Facebook în cronologia ta. Deci presupun că s-a dus și pe profil acum, dar înregistrez și o să public după aceea și pe canalul meu de YouTube, unde îl voi pune în premieră și voi asista la comentarii dacă oamenii vor dori să comenteze. Nu apare, e ciudat. Da, e complicat. Acuși o să încerc. Nu încerc. Nu-i bai. Pot de pe telefon să fac chestia asta dacă e important. Așadar, dacă vrea cineva să participe cu mine în direct, putem comenta. Limitele libertății de exprimare pe cazul Donald Trump sau, iată, pot să povestesc cazurile mele. Chiar azi am fost la un proces de judecată unde am contestat o amendă aplicată de poliția locală în septembrie după un incident la sediul lor din sectorul 6, șosea Orhideilor, pe lângă primărie, aici în București. Și poliția m-a amendat în baza legii 61, invocând injurii, denigrări, ceva aduse poliției. Ceea ce nu probează cu nimic, în procesul verbal n-au scris ce fel de injurii, nici după aceea în explicație pentru instanțe de judecată n-au zis ce fel de injurii, ce o fel de ofense, cu ce i-am deranjat. Și nici probe, martori n-au adus. Eu am pus o înregistrare cu cam tot ce s-a întâmplat acolo și am reușit eu să filmez. Am cerut instanței să-i audieze și pe ei, cei doi polițiști, unul dintre ei care a semnat procesul verbal, deci e agent constatator, și altul care asista acolo, deci ar fi putut el, cumva audindu-i pe amândoi pe rând, să confrunți ceea ce spun ei ca să afle care e adevărul. Altfel, cum instanța vrea să afle adevărul? Dar instanța a refuzat proba testimonială, adică cu martori, și a acceptat doar proba video, dar în acel clip l-a privit pe sărite în sala de judecată și a promis că o să privească după aceea înregistrarea integral, că-s vreo 10 minute acolo, să încerce să găsească apărare pentru mine, pe când acuzatorii, polițiștii trebuia să fie adus probe despre vinovăția mea. Nu eu trebuie să prezint probe despre inocența mea. Da, uite, așa se întâmplă în România. Să vedem ce va zice instanța de judecată. Până la această dată, până la această oră, încă nu a scos sentința civilă și eu am invocat libertatea de exprimare, dreptul de a critica, mai ales că ei erau în uniforme polițienești, dreptul de a critica reprezentanții statului, chiar dacă nu sunt angajați mai ei, ci polițiști locali angajați doar ai primăriei sectorului 6. Drept consfințit și de articolul 30 din Constituția României și de articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de articolul 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, un act normativ internațional, universal, adică global, pe toată planeta valabil, care apără libertatea de exprimare și dreptul de a critica. Și eu acolo îi criticam, pentru că, nu știu dacă ați văzut acel video, m-am dus la poliția locală să mă audieze ei în legătură cu o plângere a mea legată de alt incident de câteva luni mai devreme în care am fost agresat de niște angajați ai poliției locale. Ei mi-au zis că trebuie să închid telefonul și camera video și eu am zis, bine, dacă așa e, musa e, așa facem.
dar după care, hai să intru în sala de ședință, au zis, da, arătați ce aveți în rucsac. Zic, băi, se poate să nu aveți încredere în mine și să vă temeți așa de mine când voi, de fapt, vreți să demonstrați transparență, corectitudine, legalitate și grijă pentru drepturile omului, pentru că asta trebuie să fie preocuparea oricărui polițist, indiferent dacă e angajat MAI sau al primăriei locale. Și atunci am refuzat să intru pentru că ei insistau să-mi vadă conținutul rucsacului. Când am ieșit în stradă, am găsit o mașină de poliție parcată pe contrasens, în sens interzis. Am scos camera, am filmat și am criticat chestia asta. Ei bine, nu știu când anume, în ce fel m-au văzut ei că i-aș fi înjurat, dar amenda mi-a venit peste vreo săptămână, dar a fost aplicată 2 zile mai târziu, nu în ziua aceea, pe 8 septembrie, ci pe 10 septembrie. A intrat Cristian Delixar, îl văd acum pe video și o să-l salut. 2 zile mai târziu m-au amendat și zic, și îi zic că am încălcat legile. Cristi, vezi să pornești microfonul? A, o să-l pornești. A, el n-are microfon acum. Bun, nu ne grăbim. Deci, 2 zile mai târziu au scris procesul verbal și eu l-am primit abia peste vreo săptămână, două, și l-am contestat și azi s-a examinat în instanța de judecată. Mă așteptam că vine reprezentantul poliției cu atitudine nouă. Da, acum te aud, Cristi. Vine reprezentantul poliției cu atitudine nouă pentru că s-a schimbat guvernarea, avem primar nou, avem majoritate nouă în Consiliul Local al Sectorului 6. Zic, gata, o să vină polițistul și pentru prima dată o să zică, cum a zis primarul Nicu Șordan, ne retragem acuzațiile, renunțăm la învinuiri, vă rugăm să l-achitați pe om și să-l lăsați să plece acasă fără să plătească amenda de 500 de lei. Nu, reprezentantul poliției a zis, vă rugăm să-i respingeți, el e recidivist, a mai făcut chestii din astea, a mai luat amenzi, vă rugăm să-i respingeți. Pff, și m-am umplut de ciudă. Cristi, salut! Salut, Oleg, bine te-am găsit! Tu probabil vrei să vorbim despre libertatea de exprimare a lui Donald Trump pe care el a folosit-o în exces, sau cum se zice. Eu vreau să împărțim tema în două subiecte majore. Deci, pe de o mână să vorbim despre libertatea de exprimare a lui Trump și limitele ei, și pe de altă parte, rolul, să spunem așa, a industriei tehnologice în reglementarea libertății de exprimare și ce treabă au ei să reglementeze libertatea de exprimare. Înțelegi ce am în vedere? Da, sigur. Hai să vorbim în felul ăsta. De la care începem? De la care subiect începem? Hai să vorbim despre ce n-am pomenit sau am pomenit doar întreagăt, că tehnologia a intervenit și a impus niște reguli de exprimare. Twitter, și nu doar că l-au suspendat o vreme sau au șters niște clipuri, ci l-au blocat de tot, adică l-au cenzurat, cum țipă și Angela Merkel și trumpiștii și alții țipă că a fost cenzurat Donald Trump pentru critici sau pentru ce. Dacă vorbim din considerent tehnic a legislațiilor, primul amendament spune că Congresul nu o să facă legislație care să limiteze dreptul la exprimare a unui cetățean. Și conform legislației lor, asta nu este în sensul tehnic cenzură, căci Congresul nu a făcut legislație să interzică lui Donald Trump să vorbească. Facebook-ul, Twitter-ul și celelalte platforme sunt platforme private care chipurile au terms of service și singurile reglementează activitatea. Și că tu nu ai un drept neapărat să vorbesc pe platforma în cauză, și asta este un privilegiu. Și respectiv, dacă tu abuzezi de regulile lor, dar de regulile platformei în cauză, ele nu te deplatformizează, ar fi termen. Îți tai acest privilegiu. Numai că cu toate chestia asta există o anumită problemă. Facebook-ul, de exemplu, la momentul dat, e utilizat de 2,7 miliarde de oameni. Aproape jumate de planetă. Da, jumate de planetă. Și practic chestiile astea s-au transformat în unica metodă prin care noi comunicăm. Noi nu mai comunicăm cum comunicam anterior. Bun, noi avem experiență democratică mai puțin, dar și la vestici se considera că, uite, este town square-ul, cum ar fi piața, în care discutăm și are loc schimbul de idei. Păi noi acum piața asta de idei este, de fapt, se întâmplă pe Facebook și pe toate platformele astea. Și cumva legislația
nu ține pasul cu progresul tehnologic și se întâmplă că, uite, că avem niște persoane ca Mark Zuckerberg sau Jack de la Twitter care decide, sunt niște persoane nealese de nimeni, căruia nimeni nu le-a delegat aceste funcții și ei decid pentru toată lumea care este limbaj permis și nepermis. Și cumva încalcă suveranitatea națională a statelor, nu doar unite, a tuturor țărilor care folosesc Facebook. Păi stai că libertatea de exprimare e un drept fundamental al omului. Cum n-are statul demnitate, la fel n-are drepturi fundamentale. Ființa umană are drepturi fundamentale. Cum reglementăm libertatea la exprimare? Ce este permis și ce nu? Și chestia asta, în fiecare țară o face statul. Eu nu neapărat sunt fan a statului și cred că noi peste vreo câteva sute de ani, la nivel de omenire, o să ne uităm la statul contemporan, cum noi acum ne uităm la feudalism. Poate o să trecem de chestia asta, dar oricum, la momentul dat de dezvoltare a umanității, asta e prerogativa cumva a statului. Și intervin companiile astea și spun că nu o să faceți voi asta, dar o să facem noi asta. Noi o să hotărâm ce este limbaj permis și nepermis. Și să nu crezi că eu neapărat sunt ce a spus Donald Trump. Nu, asta e faza, dar nu cred că ar trebui companiile astea să reglementeze limbajul. Eu cred că asta ar trebui să o facă statul. Și dacă... Da, hai spune, statul islamic care? Păi în fiecare țară, fiecare stat. Că nu cred că Statele Unite trebuie să decide pentru Moldova sau că trebuie, nu știu, introduci tu un nume de țară pentru o altă țară să decidă. Faza e că diferite țări au diferite puteri politic și influență și respectiv, probabil, dacă se trece și chestia asta la reglementare națională, Statele Unite o să decide pentru sine. Uniunea Europeană se decide pentru sine, ăștia mai mici tăi, nu știu dacă o să aibă putere să decide pentru sine. Dar oricum eu cred că e o formulă leac mai bună decât când decide un miliardar de nu știu de unde departe pentru cineva. Totuși, chiar dacă e un site cu 13 utilizatori, orice site e global și site-ul cu 3 miliarde de utilizatori, tot e un site global și deci probabil ar trebui aplicate niște reguli universale, de exemplu, Declarația Universală a Drepturilor Omului sau ceva norme din astea care ar trebui gândite universal, poate de ONU, de Organizația Națiunilor Unite sau, nu știu, de vreun consiliu electronic universal. Ok, sună bine. Cu siguranță îmi sună mai bine decât când asta o face cineva care nu a fost delegat să facă chestia asta. Și joacă rolul de arbitru a libertății de exprimare. Deci poate n-ar trebui să fie niște norme, ci niște standarde. Da, și elementar felul în care chestia asta se aplică, păi este, știi, și o lipsă de transparență. Unele platforme nu-ți spun ce reguli a platformei tu ai încălcat. YouTube-ul, de exemplu, nu-ți spune ce ai încălcat. Ei, simplu îți spun că noi te-am blocat din cauza că tu ai încălcat regulile. Dar nu fac referință la ce anume. Dacă asta ar fi reglementat de un stat sau fi de ONU, păi ai mai mult precizie în chestii de asta. Mecanismul e mult mai clar. Dacă tu nu te pricepi în chestiile astea, elementar poți să angajezi un avocat care să te reprezinte și să te ajute cu chestiile astea. Ar trebui să fie o procedură de apel, că dacă nu ești de acord cu chestia asta, să apelezi decizia în cauză mai departe, să vezi, să te clarifici cu chestia asta. Mai înfiorător la YouTube, cum zici tu, sau la Facebook, eu pățesc și eu, mai înfiorător e că nu interacționezi cu un om, dar un algoritm, un robot acolo decide. A primit 3 plângeri și gata, te-a blocat. Chiar dacă exact. Cele 3 plângeri au fost false, poate cineva le-a orchestrat. Și exact. Gata, ești blocat pe o săptămână pentru că ai primit 3 plângeri de incitare la ură sau ceva de felul ăsta. Și eu înțeleg că când ești o platformă care îți gândește la maximizarea profiturilor, tu nu prea ai să dedici resurse să arbitrezi așa cazuri, știi? Pur și simplu ai 3 miliarde de oameni care utilizează platforma și ți-e greu, pur și simplu, cu volumul ăsta de plângeri și de oameni să te descurci manual. Mai preocupat ești să numeri bani în contabilitate de la reclame. Cam așa, și cui vinzi datele personale. Bun, totuși despre ce a zis Trump, nu crezi că e destul de grav? Lasă tâmpenia aceea rămasă anecdotică că trebuie să bieți înălbitor ca să scăpați de COVID. Și el a spus alte tâmpenii mai grave care vizează, eu știu, pe migranții, nu? Sau femeile... Da,
la ură, încitare, la violență. Faza e cu Trump că el spune mesaje duble. El pe jumate de gură, cu jumate de gură el încită la violență, cu jumate de gură el spune că da, să poți protestați pașnic, știi? Și după asta, dacă este acuzat de ceva, el spune, păi nu, dar mă rupiți din context, vă rog frumos să vă duceți să vedeți întreg contextul, că eu de fapt la sfârșit am spus că să protestați pașnic. Când, dacă să, într-adevăr, să te uiți întreg protestul, pardon, contextul, și mă refer amuia la raliu care de pe 6 ianuarie, care inițial au avut loc în fața Casei Albe, acolo speaker a fost Rudy Giuliani, acolo speaker a fost ficiorul Donald Trump Jr. și singur Trump a vorbit la chestiile astea. Și acolo de la toți trei vorbitori a fost limbaj inflamatoriu care incita la revoltă. Și, dar cel mai amuzant că toată chestia asta e în bază la o minciună, că a fost o groază de cazuri de judecat în care ăștia nu au putut să-și probeze afirmația că au fost fraudate alegerile. Și ce ține libertatea de exprimare, eu, ca principiu general, eu cam împing după următoarea chestie. Deci, cred că libertatea de exprimare trebuie să găsească o anumită balanță între ideile care noi putem să le discutăm în public și limbajul care duce la violență, ori prin aceeași violență noi putem să limităm ulterior libertatea de exprimare a altor oameni. Hai să dau, nu știu, un exemplu mai clar. Ăștia la un moment dat, tot în aceeași zi de 6 ianuarie, ziceau că să-l ucidă pe... Scandal, bun, nu neapărat spunea chestia asta în serios, dar scandal că să-l ucidă pe Mike Pence sau pe Nancy Pelosi. Păi am înțeles că au băgat un eșafod chiar acolo, au dus pânzurătoare, erau gata să facă o execuție publică. Da. Păi și uite, asta e un limbaj care după mine nu este acceptabil, pentru că astfel de limbaj poate avea ca consecință moartea, fie al lui Nancy Pelosi sau al lui Mike Pence. Și dacă oamenii ei mor, printre alte drepturi, ei nu-și pot exercita dreptul la liberă exprimare. Deci ce vreau eu să spun? Că dacă ar fi un drept absolut la liberă exprimare, dacă ar fi un drept la liberă exprimare absolut, de fapt ar fi mai puțină exprimare liberă decât dacă noi atent scoatem în afara limbajului permis incitarea la violență, de exemplu. Deci admiți că libertatea de exprimare nu e un drept absolut, chiar dacă e unul fundamental, e baza democrației, pentru că e ca un... ca o sabie, ca o armă, ca un cuțit cu care poți să rănești, poți să omori. Bun, exprimarea. El nici nu a fost absolut, că noi aveam chiar și Statele Unite care se socot. Ei zic, mai ales standardele americane, sunt că ai dreptul să spui orice, inclusiv chestii naziste. Da, dar oricum... Ca statul să știe că tu ai astfel de gânduri, că e mai bine să le expui public decât să le taci, să le coci și după aceea să le explodezi în fapte. Oricum au ieșit legislații de defaimare care interzice defaimarea. Am înțeles că la dânșii standardele sunt mai greu de atins ca să demonstrezi că ai fost defaimat de cineva. Dar oricum asta e legislație care limitează dreptul la liberă exprimare. Pe lângă asta să încerci să pui în avion în Statele Unite bombă sau ceva de genul ăsta. Și nu știu expres ce spune legislația la... capitolul ăsta, dar la nivel de consecință cu siguranță există careva consecință. Nu poți spui în cinematograf foc, nu poți strigi bombă în avion. Sunt chestii pur și simplu care nu poți să le spui. Cred că au fost cazuri și oamenii s-au trezit încătușați și acuzați de chestii penale. Nu cred că doar cu amendă s-a lăsat. Fain. Și în cazul meu n-ai urmărit ce mă lăudam că justiția și poliția româneză de pe plai aplică amenzi în stânga și în dreapta și lasă că un polițist local care nu e obligat să aibă studii juridice, dar un polițist angajat mai care e obligator a făcut drept, dar un procuror, dar un magistrat, un judecător, să mențină ceea ce a făcut polițistul local
să încurajeze chestia asta, mi se pare descalificant pentru justiția românească. Deci se pare că aici în România, prin activitatea mea în ultimii 4 ani aici în România, proteste, acțiune în judecată, am cam constatat deocamdată că drepturile omului nu sunt cunoscute și nu sunt respectate și abia aștept ca din cele 3-4 dosare comunicate la CEDO să explodeze vreo unul în care sunt invocate mai ales libertatea de exprimare și dreptul la întrunire. Dar cazul la care faci referință, în ce instanță există o decizie? Ăsta despre care, la care am avut azi ședință, e instanța de fond. Abia am fost amendat, abia am contestat și încă nu am o sentință. Dar polițistul pomenea un alt caz din vară în care am fost amendat, am contestat și contestația mi-a fost respinsă. Și el zicea, ia uitați, el e recidivist, că a mai fost amendat și instanța a respins. Zic, stai, că e la tribunal, dar are dreptate că alte instanțe, ambele mi-au respins și tribunalul și instanța de fond și m-am plâns la CEDO. Sau cazuri mai grave când am fost agresat de către polițiști. Am scris plângeri la procurori, la parchet și procurorii tot m-au trimis la plimbare, chiar dacă era evident abuzul. Deci dacă nici procurori, nici magistrații nu văd abuzurile și încălcarea drepturilor omului, ce se cere de la un polițist și mai ales de la un polițist local care sunt foștii paznici, cum se numeau ei? Dar în instanță poți spui că poliția tot recidivează. Poți să spui, da, dar astea sunt declarații și irelevante, că oricum în materie de contravenții recidiva nu contează. Știi? E doar așa, ca să impresioneze judecătorul. Și văd că judecătorii sunt impresionabili și au tendința să apere statul și nu cetățeanul și nu drepturile omului. Și nu-i sperie că tu le spui despre CEDO, că eu uneori mă mai laud că am trimis la CEDO sau că peste prut am câștigat împotriva Republicii Moldova tot pentru libertate de exprimare și dreptul la protest. Nu-i sperie. Poate pentru că nu există mecanisme care să-i oblige pe cei vinovați să plătească dacă statul e găsit vinovat la CEDO. Dacă ei nu răspund, ce grijă? Ce grijă au? Deci, iată, drepturile omului sunt apărate prin Constituție și prin Convenție, dar e foarte greu să demonstrezi chestia asta și să faci uz de ele. Oleg, mulțumesc. Eu mi-am Mulțumesc și eu, Cristi. gândurile la subiect. Da, a fost o interacțiune faină, convingătoare. Văd că e o problemă tehnică pentru că nu pot să mă arăt pe mine în timp ce intră cineva, deci cine intră imediat intră pe tot pe ecranul și eu rămân sus mic acolo în colț. Și am încercat o șmecherie cât tu vorbeai, am intrat de pe telefonul mobil și făcea deja și microfonii și tot așa. Deci e bun Skype-ul ăsta, dar nu-i la fel de bun cum era altă dată, cum era cum Google Hangouts. Ce bun era Google Hangouts. Bun, te las, papa. Da, noroc. A fost primul care ne-a permis să interacționăm Google Hangouts și a fost, se pare, cel mai bun. Urât, încă mai urât de atât. Omul când iese, iată, se deconectează de tot transmisiunea și asta e urât de tot. Să văd ce a rămas pe Facebook. Da, încă mai e Cristi aici. În schimb, au apărut comentarii. Oamenii au început să comenteze. Ce serbezi, Oleg? Întreabă Andrei Macovei. Eu nu serbez nimic, nici anul nou pe stil vechi, nici anul nou pe stil nou. Eu nu serbez nici ziua mea de naștere, ca să știți. Da? Din contra, mă gândeam mai ieri, mi-am amintit o maximă, că în fiecare an trăim o zi care va fi ziua morții noastre. Pe acea zi, de ce nu o pomenim? De ce nu încercăm să o trăim? Ar trebui să fim mai sobri și mai conștienți că suntem efemeri și că suntem în mocilă și că nu prea avem de ce să ne veselim, să ne bucurăm. Nici focurile de artificii, petarde, ce mai aruncați voi. Nici șampanie ce mai beți voi. Anul trecut nu e așa că v-ați urat. An nou fericit, minunat, extraordinar. Și se pare că anul nou 2020 a fost unul de tot căcatul și se pare că și anul actual va fi foarte complicat.
Valeriu Gociu zice că Trump e un dodon american. Ia de să mă uit la Euronews. Încă nu s-a dat votul. Ce avem? E 9:30. Și acum e cu reclame. Am înțeles că de grabă se va vota în Parlamentul American. Deocamdată încă cuvântează. Când un democrat, când un republican. Când un democrat, când un republican. Ca așa e la ei. Democrația împărțită pe din două culori, alb și negru. Până la urmă nu e foarte important dacă îi fac sau nu îi fac impeachment, că dacă n-a aruncat planeta în aer în 4 ani, cât a avut mandat acum în 7 zile, nu mai aruncă în aer, chiar dacă are la dispoziție butonul acela atomic. Dar e posibil și eu sunt mai degrabă nu antitrumpist cât să pacifist și să adeptul de dezarmării tuturor statelor, mai ales de armă atomică, cea care e capabilă să distrugă omenirea. Și mai ales în situația când, iată, un smintit ca Putin sau un troglodit ca Trump are la dispoziție codurile celea de la bombele atomice ale unei superputeri. Tigru Siberian se laudă că a nimerit chiar de la început și începe să comenteze, a băgat vreo 4 comentarii. Am căutat pe YouTube, acolo nu se transmite prezentul stream. Am zis de la bun început că nu pot să-l transmit simultan și pe YouTube și pe Facebook, mai ales că fac experimente și dacă am băgat pe Skype link-ul ăsta și poate intra oricine și ați văzut cum a reușit Cristian să intre imediat primul. Deci e mare risc de deturnare a discuției și de ce nu pot să dau direct pe YouTube, dar înregistrez discuția și după aceea o să o bag pe YouTube. Așa am pățit și eu. Am filmat polițiști cum făceau fără de legi și m-au amendat, zice Tigru Siberian, și că le-am aplicat înjurii. Dar la fel nu au specificat în procesul verbal ce fel de injurii au fost și nici n-au fost. Am avut grijă ce vorbesc, sunt absolut nevinovat, puteți să mă ajutați pentru a-i da în judecată, probe audio și video le-am păstrat. Tigrule, te pot ajuta dacă n-au trecut mai mult de 2 săptămâni de la data când s-a întâmplat incidentul sau de la data când ți-a fost adus la cunoștință procesul verbal. Deci dacă incidentul a fost în vară, dar tu procesul verbal de contravenție l-ai primit acum și ai plic cu adresa, plic cu adresa lor, cu numele tău și cu ștampila, data pe ștampilă, eu știu, în astea 2 săptămâni, pot să te ajut să facem o contestație împotriva procesului verbal. Dar dacă au trecut 2 săptămâni de când ai primit procesul verbal, de când ți-a fost adus la cunoștință, atunci nu mai poți contesta și degrabă va veni executorul să plătește amenda. Amenda am achitat-o, adică 100 de ron, jumătate din amenda minimă, plătită în termen de 15 zile. Tot în 15 zile trebuia făcută contestația. Acolo scrie, în proces verbal de regulă scrie, iată să văd, eu am unul aici, dacă zici că ai plătit-o în România, apoi de regulă în procesul verbal scrie, uite aici jos, scrie cu trimitere la lege, că amenda poate fi achitată în 15 zile în caz contrar, devenind de executorie. Poate face plângere împotriva procesului verbal în termen de 15 zile. Deci scrie aici clar, în 15 zile poți plăti jumate din amenda minimă sau cât stabilesc polițiștii. Și tot în 15 zile poți face contestație și dacă n-ai făcut contestație, acum e târziu. Dar nu-i târziu și nu există termen de prescripție atât de scurt să scrie o plângere împotriva lor. Deci poți să scrii o plângere împotriva abuzului polițienesc, mai ales dacă zici că ai probe. Poți să scrii plângere la superiorii lor, la inspectoratul județean de poliție sau de sector și la parchet, dacă crezi că a fost o faptă penală. Twitter și Facebook sunt firme particulare, tot Tigru Siberian comentează. Ha, ce ciudat! Tigru Siberian comentează pentru sine, adică își dă lui o replică. Bun.
La nevoie pot să își blocheze pe unii utilizatori, având în vedere impactul pe care îl are conținutul utilizatorului asupra societății, democrației, etc. La înregistrare în rețea, de obicei, semnezi niște acorduri pe care te obligi să le respecti. Da, dar pe bună dreptate lumea întreabă de ce Twitter, Facebook, Instagram acceptă tot felul de conturi de extremiști Ku Klux Klan sau de extremiști islamiști sau temeri ce alt fel de extremiști neonaziști din diverse țări sau din diverse culturi care n-au nicio treabă cu nazismul, dar tot pledează pentru exterminarea unora, pentru exterminarea altora. Și nu intervin măcar comparabil la fel de prompt cum au intervenit acum în cazul lui Trump. Pe de altă parte, înțeleg că Trump e o figură de maximă mărime, poate cea mai importantă figură încă o săptămână pe planeta asta, și deci pedeapsa trebuie să fie exemplară și aplicată în primul rând lui și după aceea, dacă mai există plângeri, suspiciuni și tot așa, să se aplice astfel de pedepse și altora. Cred că influencerii, politicienii, jurnaliștii, realizatorii TV sau de radio trebuie să fie conștienți de ceea ce scot pe gură, tocmai pentru că societatea civilă își pune încrederea în vorbele lor, zice Cristian Marin. Și acționează în consecință, conform celor spuse de ei. Până la Trump, privind în oglinda noastră, să analizăm declarațiile bâlbâite ale celor care susțin vaccinarea aceasta în România. Pe repede înainte, nu știu dacă și când acest vaccin are efecte adverse, cât timp trebuie să repetăm vaccinarea, ce efect în timp are, dacă are această vaccinare. Când comunici ceva unui om, trebuie să respecti, cred eu, Biblia noastră a jurnaliștilor. Cine, când, unde, cum și de ce? Apoi, dacă răspunzi ferm la aceste întrebări, care se presupun că vin din partea publicului beneficiar, fără să strimure vocea, fără să te bâlbâi și privind fix în cameră, te poți numi bun comunicator. Poți câștiga încrederea celui care va beneficia de această informație și doar așa îi poți convinge să te urmeze. Cât despre Trump, ne-a amintit cu amărăciune de minereala lui Iliescu. Domnule Cristian Marin, n-am înțeles chestia cu virusul. Nu cumva sunteți sceptic și antivaccin? Eu sunt gata acum să mă vaccinez dacă îmi vine rândul și dacă sunt destule vaccine ca să fiu și eu vaccinat, chiar dacă încă nu sunt din categoriile de maxim risc. Dar ca să dau un exemplu, cum zicea și primarul de la Caransebeș, care era acuzat că s-a vaccinat înainte de timp, fără să-i vină rândul, sau iată, vineri se vaccinează președintele Iohannis. Sunt gata să mă vaccinez ca exemplu bun pentru alții, dacă, cum s-a întâmplat undeva la Găiești, parcă pe aici, pe lângă Pitești, un medic șef a văzut că nu are pe cine vaccina, că s-au terminat cei care erau pe listă și unii au refuzat, și atunci a zis să vaccinăm pe oricine dorește, ca să nu aruncăm vaccinul. Și foarte bună idee, așa trebuie făcut. Deci, dacă nu aveți pe cine vaccina, vin eu să mă vaccinez pentru că am încredere în noile tehnologii, am încredere în oamenii de știință și dacă ne spune că nouă tehnologie cu mesager ARN sau nu știu cum se numește ea, a fost verificată în timp pe alte tipuri de virusuri și numai astea 9 luni sau 10 luni cât au trecut de când s-a declanșat pandemia la scară globală, ei au stat să studieze specificul acestui COVID SARS-CoV-2. Eu îi cred pe oamenii de știință și consider că e suficient cât au testat până acum și mi-asum chiar riscurile de a avea efecte adverse dacă unii se mai tem. Deci nu cred că e pe repede înainte, eu cred că repede ar trebui să ne mișcăm acum cât deja Israelul a vaccinat câteva milioane, jumătate din populație, în Statele Unite aproape 10 milioane deja s-au vaccinat
și noi rămânem cu 0,30% din populația matură, asta mi se pare slab. Chiar dacă tot statisticile spun că suntem pe locul 8 în Europa, printre țările UE, la număr de vaccinări. Adică am început-o bine, dar eu cred că se poate și mai bine, fără ezitare, să dăm exemplu țărilor mai sceptice, mai conservatoare. Dmitri Capreș zice, practic toate țările au intrat într-o plasă de reguli ai unei țări care ștampilează dolari. Eu nu cred că regulile sunt o plasă țesută de Statele Unite ale Americii. Regulile la nivel mondial sunt făcute de cele 200 de țări. Poate că unele dintre ele au mai multă influență, mai multă pondere, dar nu exclusiv Statele Unite, credeți-mă. S-a întâmplat pe 6 martie 20, deci termenul a expirat. Mulțumesc oricum, explică Tigru Siberian despre incidentul pe care l-a pomenit. Aș dori să scriu și la avocatul poporului, ei sunt eficienți. Până acum n-au fost deloc eficienți avocații poporului, nici în Republica Moldova, nici în România. Dar mai ieri, iată, tot de COVID a murit avocatul poporului de la Chișinău, fost deputat Mihai Cotorobai, despre care lumea spune că măcar ca intenție, ca încercări, a demonstrat că poate avea efect. Poți să te adresezi, dar de regulă avocatul poporului se ocupă de cazuri reprezentative și nu de cazuri minore, neimportante, despre o amendă. Deci mai mare efect poate să aibă dacă te adresezi șefilor nemizlociți ai acelor polițiști care te-au amendat și eventual parchetului de circumscripție care se ocupă nemizlocit de acel inspectorat de poliție. Marina Agarova mă întreabă ce aștepți, vaccinează-te și eu aștept să-mi vină rândul. Da? Deocamdată se vaccinează medicii, învățătorii, persoanele în vârstă și tot așa, iar eu, chiar dacă sunt par bătrân, nu am decât 47 de ani și nu sunt din categoria aceea de vârstă foarte vulnerabilă. Nu sunt medic, nu sunt angajat în spitale, chiar dacă eram dispus în primăvară când auzisem despre pandemie, că eram dispus să merg ca voluntar, brancardier, orice muncitor să lucrez prin spitale ca să ajut medicii. Și acum sunt dispus să fac munca asta dacă îmi va fi solicitată. Oricum merg și donez sânge odată în două luni sau un pic mai rar. Deci, dacă în schimb la sângele donat mi se oferă vaccin, o să fiu încântat și o să accept neapărat vaccinarea, ceea ce vă recomand și vouă. Dacă vrei să fii urmărit și depistat de învățătorul democrației, spune tot pe față, zice Dmitri Capriș, încercând să fie ironic, dar nu știu la ce se referă. Poate la faptul că atunci când vorbești ceva prin casă, telefonul aude tot ce spui tu și după aceea, dacă ai spus cuvântul magic, de exemplu, detergent sau pastă de dinți sau dacă ai zis bormașină, îți dai reclame cu detergent, cu pastă de dinți, cu bormașină, semn că telefonul tău a divulgat ceea ce ai vorbit tu unor firme care dau reclamă ca să te targeteze, ca să te țintească exact și ca reclama lor să ajungă la tine, care tu se speră că ești în căutare de bormașină, detergent, pastă de dinți și tot așa. Multă lume a observat chestia asta și s-a confirmat că suntem ascultați. Pe de altă parte, cam asta e viitorul, cam asta e situația. Dacă vrei să ai numai secrete, închide toate device-urile și du-te la mănăstire, dar acolo o să te asculte frații tăi de credință, călugări, stareți și tot așa. Deci vei fi supervizat, vei fi supravegheat oriunde, oricum, chiar dacă te duci pusnic, fără mănăstire, pusnic în junglă sau undeva, tot o să te supravegheze niște gâze, niște animale, unele de pradă și tot va trebui să supraviețuiești. Al Jazeera încă transmite din Parlamentul American
cuvântări despre impeachment, continuă să dezbată democrații cu conservatorii dacă trebuie sau nu destituit Donald Trump. Așadar, probabil în timpul discuției noastre nu vom asista la votul istoric, nici nu știu cum se face la ei votul. În Parlamentul României se face cu bile, vot secret, în Republica Moldova se votează cu mâna în sus și cu numărători, sau cu cabină de vot, dacă e votul secret și poate să dureze ceva timp. Dar n-are nicio importanță, nu suntem obligați să dăm neapărat informația asta, pentru că o să o aflați din toate sursele media. Am vrut doar să testez această platformă de interacțiune prin Skype și mulțumesc lui Cristian Velixar că a îndrăznit nu doar să mă ajute să o testăm, ci chiar să-și exprime părerea care a fost convingătoare, fundamentată. Mulțumesc și celorlalți care ați comentat, ați pus întrebări. Cam atât a fost pentru ziua de azi despre libertatea de exprimare care are limitele ei. O să mai vorbim și în zilele următoare, pentru că asta rămâne o chestie de maxim interes public și de maximă utilitate și eu mă consider expert, pot să zic, nu doar în proteste stradale, dar și în libertatea cuvântului. Am diplomă de cineast, deci om de arte care se exprimă cu camera, și am și experiență de jurnalist, om care se exprimă cu cuvântul. Și am și experiență de mers în instanță de judecată în apărarea libertății de exprimare pentru mine și pentru alții, pentru alte persoane. De aceea sunt oricând la dispoziția voastră să vă ajut cu idei, cu argumente. Nu în instanță de judecată, pentru că nu sunt jurist, îmi pare rău și acum că n-am făcut dreptul în locul facultăților pe care le-am urmat în tinerețea mea, dar cu idei, cu argumente din Constituție, din Convenție, pot să vin legate de drepturi fundamentale, mai ales dreptul la libertate, dreptul de a nu fi torturat, dreptul de a te exprima, acces la justiție și dreptul la protest. Mai ales dreptul la protest, pot să zic că sunt chiar expert, am studiat și nu doar cadrul legal și practicile din Republica Moldova și România, dar și din alte țări am protestat, de la Lisabona până la Varșovia, de la Bruxelles până la București. Și pot să vă ajut să faceți un protest. Văd că cineva a intrat și mă înjură deja, semn că v-ați plictisit, că nu aveți nimic de ascultat în plus de la mine și de aceea opresc aici și vă urez toate cele bune în anul care vine pe stil vechi sau a venit deja de 2 săptămâni. Noroc!